Și vorbim despre Ciupi de la Mandinga. Ne primește în studio la el, acolo unde se află chiar acum, alături de fiul său. Da, pentru că știți cum e vorba aia. Ce naște din pisică, șoareci păpăcește. Astfel că micuțul artistului vrea să-i calce pe urme tatălui său. Însă, cu mai multe detalii despre ce fac cei doi acolo, ne spune chiar acum a noastră coleguță Daniela Mireanu. Good morning! Neața! Buenos dias! Acum! Acum! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, ce spuneai, Nazrin? Cine se naște din pisică, șoareci mănâncă, nu-i așa, Ciupi? Cred că da, mi-aș dori. Astăzi suntem la voi în studio și avem o lecție de tobe. Nu e lecție, ne jucăm. Încerc să nu-l, oblig să facă nimic, totul se face prin joacă. Totul se învață prin joacă. Da. De câte ori cântă Ștef? Că îmi spuneai, cântă și la pian, da, și la tobe. Îi place. Îi place și saxofonul, de-aia am spus că puțin mai târziu. Îi place și trombonul, văzând la colegii mei toate instrumentele. Îi place foarte mult și la conga, la care cântă Nino. Dar cred că poți să-l întrebi și pe el ce îi place. Ce faci, Ștef? Bine. Bine faci? Te-am scutit de grădiniță astăzi, nu-i așa? Da. Fericitare. Ne cânti astăzi? Da. Ce ne cânti? De la Michael Jackson, Billie Jean. Michael Jackson. Hai să vedem cum sună. Ei sunt ca o echipă aici, așa sunteți și acasă? Da, de fiecare dată eu am încercat la un moment dat să zic că uite, hai să-ți arăt ceva la tobe. Și a zis, nu mergi tu, îți arăt eu. Și chiar are idei bune. Cum l-ai învățat? Când a luat prima dată, un instrument? Când a învățat să cânte? Cum ți-a venit ideea? Cum i-a venit ideea, de fapt? I-am luat tobe la vârsta de 2 ani, acum are 4 ani, face 5 peste câteva luni. Și... Ți-a adus o moșu, scuze. Asta am uitat. Tati mi-a adus o moșu, da. Și ușor l-am dus și la concerte. Pentru că trebuie să vadă ce se întâmplă pe scene, da? Ia, stai. Eram eu mic. Când erai tu mic? Mi-a adus toba. Da, moșu. Moșu ți-a adus toba? Da. Și ce instrument mai vrei? Mi vrea și saxofon și trombon. Dar i-am zis că acum este un pic cam de vreme. Care e mai greu? La ce e mai greu să cânti? La saxofon, la trombon, la tobe? Saxofonul sau trombonul, instrumentele de suflat se fac după vârsta de 12 ani, 13 ani. La tobă e mai ușor pentru că nu trebuie neapărat o tehnică. Tehnica se învață puțin mai târziu. Dacă poți să dai din mâini, e ok, poți să faci ritmul. Pe parcurs o să înveți și tehnică, cum se articulează, cum se ține bățul corect în mână, cum trebuie să lovești ca să faci nuanțe la tobă, să cânți, de fapt. Cum se ține bățul corect? Ajută-mă să țin și eu bățul ăsta corect, să învăț și eu să cânt. Așa? Trebuie să țin degețelul așa? Da. N-am decât unul, crezi că mă descurc cu unul? Ce zici? Crezi că pot? Cred că nu. Crezi că nu? Și eu zic la fel, dar hai să încercăm. Cred că o să rămân la dans, că nu prea le-am cu cântatul. Te descurci foarte bine pentru prima lecție. Ia uzi, hai să cântăm. Rămânem aici să învăț să cânt. Not my lover. Yeah. Cântă. Îl pupăm pe Ciupi de la Mandinga, da, îl pupăm și pe micuțul lui, doamne, cât de frumos este. Un băiețel minunat și talentat. Ce bine bătea ritmul. Daniela, te rog, niciodată în viața viețișoarei tale să nu care cumva să te apuci de cântat. Te rog. A fost te-a pus să te lași.